Salut! Facem un personaj și astăzi din desene animate. Începem cu nasul. Facem un oval în partea de jos. Facem două nări. Le umplem cu negru. Bine. Acum facem un zâmbet sau o buză zâmbăreață în partea dreaptă. Facem o buză zâmbăreață în partea stângă sau dreapta a personajului. Aici facem un zâmbet așa ca și cum ar fi în pomete, așa. După care facem o bărbiță dedesubt. Super! Acum ne gândim unde trebuie să vină ochii. Cam în zona aceasta ar trebui să vină ochii. Și îi facem, uitați așa, un pic mai mari, un pic în sus. Punem niște puncte ajutătoare. Și acum unim așa cum ne-am obișnuit. Iar uitați, unim așa și unim în partea asta la altă. Super! Apoi închidem aceste liniuțe, foarte bune, bine, mergem în sus un pic cu ochișorii noștri și aici facem o formă așa de botic, așa, ca să prindem sensul la botic. Aici sus facem o sprânceană ca și cum s-ar vedea, așa, și negru și în partea asta la o sprânceană care merge un pic în jos. Așa. Și facem și pe aceasta. Super. Și acum facem capul. Hai să vedem dacă ne iese. Facem un pic de păr. Venim în jos. Aici încercăm să facem așa un pic de obrăjori. Oare ce personaj urmează să fie? Ia uitați așa. Și aproximativ, gândiți-vă unde trebuie să veniți cu cealaltă, puneți un punct, cam așa, și facem și partea cealaltă, ne uitați cu obrăjorii, și venim ușor spre gât. Aici, dacă mai încape, ia să vedem, facem o cămașă, și avea domnul o cravată, sper că se mai vede. Și două culori, pentru că domnul nostru, da, încă poate nu v-ați dat seama, dar este, hai să vedem, o vulpe, da, ați găsit. Și facem și din partea asta, așa, pe da, este o vulpe și acum facem ochișorii, o tură de ochișori aici, o tură de ochișori acolo, opa, nu e nicio problemă, dacă vă bucați, faceți un pic mai gros așa liniile și ia uitați că încep să semene. Și după aia mai puneți încă un ochișor negru în interior. Și pe cine avem noi aici? Cine știe? Da, ați ghicit. Pe Nick din Zootopia. Așadar, dacă v-a plăcut, vă rog, dați un like pe pagină sau abonează-te. Mulțumesc mult!